într-un IRA respectiv. Mai mult decât atât, în conferința de presă a zis că a vorbit cu domnul Cameron, care își dă demisia, da? Și o să se rezolve. E ca și cum ar remania, că asta se va întâmpla, pe doamna Prună, dar scopul pentru care a fost pus acolo să nu iasă domnul Voiculescu și ceilalți, a fost atins. Eu n-am nimic din contră, nu pe partea de Antena 3, dar a fost cu un scop precis. Să scoată partea de cărți, da, indiferent câte cărți scrie acum. Da. Se retrage, are în portofoliu funcția de ministru al justiției, da? Deși noi ne-am chinuit la rândul nostru să terminăm o facultate de stat, da? Ecologica, la momentul respectiv unde a făcut dânsa pe la 30 și de ani, se făcea foarte simplu. Nu cred că a călcat pe acolo, da? Dar știe să conducă un minister. Cam astea sunt regulile. Deci, eu a zice că s-a uitat foarte